De luna viitoare, aproape 1,5 milioane de români vor avea venituri ceva mai mari. Este vorba despre cei care primesc sprijin de la stat, cum ar fi indemnizația minimă de creștere a copilului, cea de șomaj, ori ajutorul social, care se calculează în funcție de indicatorul social de referință. Conform legii, acesta va fi majorat cu rata media inflației de anul trecut. Banii în plus sunt însă puțini în condițiile în care produsele de bază, cum ar fi alimentele, s-au scumpit mai mult decât media. Indicatorul social de referință stă la baza multor beneficii pe care le primesc tinerii, familiile cu copii sau cei singuri care au nevoie de ajutor. De exemplu, indemnizația minimă pentru creșterea copilului, alocația pentru susținerea familiei, ajutorul pentru cei care adoptă copii și chiar ajutorul pentru refugiați. Cum inflația a ajuns anul trecut la 13,8% și indicatorul social de referință crește de la 525,5 lei la 598 de lei. Asta înseamnă 154 de lei în plus în cazul indemnizației minime pentru creșterea copilului. Este sprijinul acordat mamelor care au venitul mai mic decât salariul minim pe economie, care crește de la 1341 de lei la aproape 1500 de lei. Ori un plus de 250 de lei în cazul indemnizației minime pentru concediul de acomodare, pentru părinții care înfiază copii și vor să stea acasă cu aceștia o perioadă. Sau peste 200 de lei în cazul indemnizației de șomaj. Și ajutorul nerambursabil pentru refugiați crește cu aproximativ 80 de lei. Toate aceste beneficii vor fi deja majorate la următoarea plată. Această nouă valoare a indexului social de referință, care va impacta pozitiv veniturile celor care primesc prestații asociate și calculate conform indexului social de referință, se va modifica de la 1 martie 2023. Dar ajutoarele pentru cei cu venituri foarte mici, de exemplu ajutorul social, alocația pentru susținerea familiei sau prestațiile pentru persoanele cu handicap, cresc cu doar câteva zeci de lei. Poate fi insuficient în condițiile în care uleiul, cartofii, laptele, ouăle și alte produse de bază s-au scumpit în ultimul an cu peste 30%, mult peste inflația medie de 13,8%. Probabil că aceste cheltuieli alimentare depășesc 50% din bugetul lor lunar. Zahăr, făină, cartofi și așa mai departe, ei produsele acestea le accesează. Nu își cumpără televizoare noi, nu își cumpără telefoane noi sau mobilă sau mai știu eu ce. Standardul lor de viață se va înrăutăți. Pentru toate categoriile de beneficiari, impactul bugetar al acestei majorări este estimat la aproape 1 miliard de lei.